Aveți cuvântul! Da, mulțumesc, Estera! Bună seara tuturor! Ne bucurăm să ne revedem la primul curs, așa cum spunea și Estera, din anul acesta al școlii noastre biblice. M-am gândit să vă propun o temă incitantă, temă care trezește foarte multe întrebări. Noi vom încerca doar câteva răspunsuri să dăm în seara aceasta. Restul poate pe altă dată, cu alte teme. Și anume un curs de, noi îl numim în teologie, eschatologie biblică, dar vom vedea imediat ce înseamnă, deși pare așa un termen pretențios, are foarte multă logică. Adică un curs despre sfârșitul lumii sau sfârșitul veacului acestuia. Sau așa cum spunea Părintele Stenila e sfârșitul chipului actual al lumii. Și pentru că vorbim despre sfârșitul lumii, voi începe cu sfârșitul. Așadar, Destul de atipic, am să vă prezint foarte pe scurt bibliografia cursului nostru și am să vă recomand câteva cărți. Dacă vă uitați la secțiunea chat, apropo, aș avea rugămintea, dacă se poate, să deschideți camerele video și să ne putem vedea mai bine, mi-este mai ușor și mie să am contact cu cel cu care vorbesc. De asemenea, v-aș ruga să aveți Sfânta Scriptură deschisă la îndemână pentru că vom citi din destule versete biblice în seara aceasta. Bun, închid această paranteză. Tocmai am urcat aici la secțiunea chat, două studii științifice, unul este semnat de mine în care vorbesc despre sfârșitul lumii în strict așa pe Noul Testament, în Epistola 2 Petru, iar cel de al doilea este un studiu în engleză cu privire la natura noii creații de la Sfârșitul lumii se pot descărca aici de pe chat. De asemenea, vă prezint și această carte. Autorul este Robert Charles, Doctrina vieții de apoi. În Israel, în iudaism și în creștinism. Așadar, o abordare, am zice noi, interreligioasă. O prezentare în mare a topicului în cartea aceasta traducerea acestei cărți foarte în vogă, cartea lui Enoch, ați mai auzit de ea, fi foarte spectaculară. Unii au văzut răpirea ale extraterestrilor în această carte și, da, în fine, unii pot vedea multe lucruri de la locul lor. Tradusă de R. H. Charles, adică tocmai de acest autor care a scris această carte. Cartea lui Enoch a fost scrisă în limba etiopiană și în aramaică sunt două izvoare acestei cărți. E o carte problematică, o carte pe care o recomand cu foarte multă prudență și spirit critic. Nu luați mult tot ce scrie aici. Adică, când vorbim despre sfârșitul lumii și Apocalipsă, avem ultima carte din Noul Testament, Apocalipsa lui Ioan, cea la care facem referire și în cea în care ne ancorăm. La pol opus este cartea lui Enoch, Apocalipsa lui Isaia, lui Moise, multe altele Enoch. Paruh, mă rog Ezra. dar toate acestea țin de zona scrierilor false, scrierilor problematice, scrierilor care n-au intrat în canonul Bibliei, care n-au intrat în aceste cărți prezente în Biblie. Așadar, o lectură cu foarte multă prudență, repet, și acum două cărți foarte bune pe subiect. Ioanis Schiadaresis, predă biblice la Facultatea de Teologie din Salonic, Nou Testament chiar. Se numește Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, o carte apărută la editura Doxologia și veți vedea aici comentariul la cartea Apocalipse, este foarte bun și foarte coerent în, în descriere, în prezentare. De asemenea, o altă carte cu conținut așa tematic este Preotul Ilie Macar, tot la Doxologia. Doxologia, știți, știți este editura de la Iași, scrieți pe Google editura Doxologia. Da, și uh, se, pot, se pot identifica aceste cărți. Sfârșitul omului, al lumii, între adevăr și utopie. E foarte practică această carte. Dacă celelalte sunt așa mai teoretice, aceasta este practică din pricina faptului că vine și arată felul în care au deviat scrierile apocaliptice, cum le-au interpretat unii greșit și au clădit tot felul de erezii. Mai multe în această carte. Bun. Cea ja în linii mari, acesta este traseul bibliografic al cursului nostru. Spuneam că vom vorbi despre eschatologie biblică. Încă o paranteză. Să știți că nu mă deranjează deloc dacă în timp ce prezint puteți să deschideți microfonul și să mă opriți să spuneți n-am înțeles aici sau eu văd un pic altfel aici, să putem purta așa un dialog să fie cât mai interactiv curs, cu nu nicio problemă, mă opresc și reiau de unde am rămas. Așadar fiți liberi să interveniți când doriți. Bineînțeles că la final avem și secțiunea întrebări, răspunsuri. Și acum câteva noțiuni introductive sau preliminare. Termenul acesta de eschatologie este un cuvânt grecesc. Știți că Noul Testament a fost scris în limba greacă iar Vechiul Testament în ebraică și mai apoi au fost traduse în latină, mă rog. Eschatos este un termen complex, cum de altfel sunt mulți termeni biblici, adică un cuvânt înseamnă mai multe realități, un câmp semantic bogat. Când se referă la spațiu, termenul acesta, spunem sfârșitul pământesc al lumii sau sfârșitul lumii și cu sensul acesta apare în Biblie. Când se referă la intensitatea evenimentelor, ele sunt redate la superlativ. Suferințele, vremurilor, din urmă, cele mai problematice din toată istoria lumii, cele mai ardente. Este o descriere, cum să numim așa, apoteotică, am spune, da? accentuată. Da. Se folosește acest termen. Iar când se referă la o persoană, este cel mai rău, cel mai josnic și atunci face trimitere către Antichristul. Deci, ato, același termen, reliefând mai multe tablouri. În de. Noul Testament, foarte interesant, apare termenul de eshatos, pe care, repet, îl putem traduce cu cel din urmă, cel mai îndepărtat, mă rog, cel mai rău, când se referă la o persoană, suferințele cele mai intense, traducerea este foarte bogată, dar când apare în Noul Testament, are și un registru interesant, și se referă, poate că o să vi se pare ciudat, nu se referă nici la anticrist, nici la sfârșitul lumii, ci se referă tocmai la începuturile bisericii. Ia uitați ce se spune în faptele apostolilor. De aceea vă rugam să aveți Biblia la îndemână și să deschideți în capitolul 2. Capitolul 2 cu versetul 17 în care se zice așa, de fapt este predica Sfântului Apostol Petru în mijlocul mulțimii, în ziua de Rusali, de pocărea Duhului Sfânt. Și el zice așa în versetul 17. Și va fi că în zilele din urmă, deci la bază este acest eschatos sau eschatologie, da? deci ce zice el? Că în zilele din urmă, Dumnezeu va turna din Duhul Său peste tot trupul și fii voștri și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vedenii vor avea și bătrânii voștri vise vor visa, evident că este o profeție vechi testamentare din cartea profetului Ioil. Dar iată că același concept de sfârșitul lumii semnifică într-un anume context istoric ce tocmai începutul bisericii. De aici se deschide o paranteză foarte interesantă în care este chema să înțelegem că în Biblie cel puțin, sfârșitul lumii nu se referă doar la partea aceea tensionată a finalului de viață cu alte cuvinte, am putea spune că eschatologia, când spun eschatologie, înțelegeți. Hai să facem așa o, un, un, um, o înțelegere. Înțelegeți sfârșitul lumii, dacă vreți, dar nu numai atâta, ci o desfășurare istorică a ce, a mântuirii. Pentru că eschatologia, repet, nu înseamnă doar sfârșitul lumii, ci are și o puternică componentă istorică a mântuirii, adică un, un desfășurător întreg al mântuirii omului, din cele mai vechi timpuri până la finalul istoriei. Toată această perioadă istorică poate sta sub semnul eschatologiei. De unde știm aceasta? O vedem foarte clar din profețiile Vechiului Testament, profeții Vechiului Testament. Deși ei erau prinși într-un orizont istoric de desfășurare a evenimentelor, Totuși, ele aveau o pondere eschatologică. Evenimentele, profețiile lor, trăirile lor, mă rog, descoperirile lor mistice, extatice, pentru că ele erau mereu deschise înspre veacul care va veni sau înspre ceea ce de multe ori numim veșnicie. Și există și câțiva termeni tehnici folosiți de evrei. Vă spuneam că s-a scris Vechiul Testament în limba ebraică. Ei, în limba ebraică avem așa, pentru veacul de acum, veacul curgerii istoriei, avem Olam Hazai, nu știu Olam Haze, Iar pentru viacul care vine este Olam Haba. Deci așadar vorbim despre o tensiune istorică între Olam și Olam Haba. Adică desfășurare în istorie, dar are um, împletire sau conotații eshatologice cu viacul care vine. Așadar am putea spune că veșnicia pătrunde în timp și potențează timpul istoric. Mai există un concept și anume de Iom Yahve. Iachve este numele Lui Dumnezeu revelat în Vechiul Testament, Iom este cuvântul pentru zi în ebraică, adică ziua Domnului. Și veți vedea când veți citi Biblia că apare de foarte multe ori această expresie, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Iom, Iachve, ziua Domnului sau Tonimeratul Teu în limba greacă, tot la fel ziua Domnului. Și are o componentă eschatologică legată de evenimentele din urmă, să spunem așa. Dar care deja încep să se manifeste în istoric. Asta este frumusețea eschatologiei, aceasta este încântarea apocalipsei biblice. Că nu se referă doar la finalul creației, ci el are o curgere așa prin istorie. Așadar, vorbim despre viacul de acum, viacul care vine și despre ziua Domnului. Acestea sunt conceptele cu care vom lucra în cursul acesta și pe care vom încerca să le identificăm în Biblie și apoi să vedem fundalul din spatele lor, să le înțelegem. Uite, câteva exprimări cu privire la viacul care vine și la ce se referă el. Haideți foarte repede să citim un prim verset din Vechiul Testament, Cartea Daniel. Cartea Daniel, știți că este în sine o carte apocaliptică. Daniel, în capitolul 12, în versetul 2, ne oferă așa o proiecție a viacului care vine sau ce se va întâmpla atunci. Și zice așa, 12 cu 2. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului, adică cei care au murit, se vor trezi. Unii la viață veșnică, iar alții la o care și rușine veșnică. Este o profeție cu privire la învierea trupurilor. Să știți că aceasta a fost preluată de Mântuitorul Iisus Hristos și spusă clar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5. Este un text biblic pe care îl citim și la slujba în mormântării. Vă aduceți aminte că se zice la un moment dat acolo că cei care vor învia, unii vor învia spre slavă, adică pentru rai, alții vor învia pentru o cară, pentru pedeapsa cea veșnică, sau cum zice aici Daniel, spre rușine veșnică. Aici, iată o componentă a veacului care vine, a veacului și anume învierea. Și asta este, este o temă foarte importantă în creștinism, și anume învierea. Hai să vedem și textul din Isaia 46, deci recineți Daniel 12. Puteți să vă notați așa pe o foaie sau poate chiar pe Biblie, trimiterile, ca mai apoi după ce terminăm noi cursul și mâine când suntem mai odihniți, puteți relua cele pe care vi le spun și să le recitiți și să le înțelegeți în lumina celor prezentate. Zice așa, Isaia 46, de la 8 la 10, o altă componentă a veacului care vine, sau a veacului eschatologic. Aduceți-vă aminte de acestea și suspinați. Căiți-vă, iată, dacă în Daniel un aspect al veacului care vine accentua ce învierea, în Isaia se pune accentul pe pucăință, pe schimbarea vieții. Aduceți-vă aminte de acestea și suspinați. Căiți-vă sau pucăiți-vă. Voi, cei ce ați rătăcit, cu inima întoarceți-vă și amintiți-vă de cele de demult. Pe ce eu sunt Dumnezeu și în afară de mine nu este un altul care să le spună pe cele ce vor fi mai înainte ca ele să fie și mai înainte de a se împlini. Și am zis, planul meu întreg va rămâne, și pe toate câte le-am plănuit, le voi face. La Dumnezeu nu există timp istoric sau linear, ci există o vedere de, din afara istoriei. De aceea vorbim despre o componentă esatologică a creației sau a istoriei mântuirii omului. Cam așa, în linii mari, cu privire la conceptele cu care vom opera. Reținem, veacul de acum, purgerea istorică, veacul care vine, sfârșitul lumii, dar el este oare cumva prezent și în cel de acum, la o anumită pondere, la o anumită cotă a intensității și ziua Domnului în care Dumnezeu se va manifesta pentru cei păcătoși, cu pedeapsă pentru cei drepți, răsplătindu-i. Și acum haideți să trecem la primul topic serios al prezentării cursului din seara aceasta, așa nume, la sfârșitul lumii în Vechiul Testament, la fel în care el apare în Vechiul Testament avem formula strict consacrată pentru limba ebraică be Harit Hayamim, adică în zilele din urmă. Și mereu când veți citi în Vechiul Testament și veți întâlni această expresie, în zilele din urmă, be Harit Hayamim, să știți că deja începe o proiecție eschatologică, un discurs cu privire la sfârșitul veacurilor. Și anume, zice așa, în Miheia, capitolul 4, cu versetul 1 și va fi în zilele din urmă. Iată, deschiderea cu privire la eschatologie, la sfârșitul via. Va fi în zilele din urmă, muntele Domnului în văzul tuturor și se va înălța mai sus de dealuri. Acum, firește că muntele Domnului, muntele Sionului, muntele Templului, da? nu este strict localizarea geografică. Nu la asta se referă profetul Mihai. Și se referă că va veni o zi care va puncta finalul unui viac, nu și a sfârșitului lumii acestea cu totul, ci finalul unui viac sau unei periodizări istorice, o zi în care Dumnezeu se va revela în muntele Sionului, în Ierusalim. Noi știm că acea zi, din punct de vedere istoric, se împlinește la Rosalii când se pogoară Duhul Sfânt la Ierusalim. De asemenea, în Isaia, capitolul 2 cu versetul 2, deci reținem Miheia 4 cu 1, Isaia 2 cu 2. Tot la fel. În zilele de apoi va fi muntele Domnului în văzul tuturor. Deci, Mihaia zice în zilele din urmă, Isaia zice în zilele de apoi. Ambele exprimări, repet, trimit către ideea de sfârșit al viacului. În Noul Testament avem o altă exprimare și anume ziua cea de apoi. Vedeți foarte similară cu cea din Isaia. În capitolul 6, unde este acel discurs noi o numim Euharistic, adică Hristos vorbește despre pâinea cea vie care se coboară din cer, care dacă o vom mânca, vom avea viață noi și nu vom muri. Evident că se referea la împărtășirea cu trupul și sângele său. Deci în Noul Testament avem expresia în ziua de apoi. Vedeți? Ele, într-adevăr, au, parcă, terminologic vorbind, trimiterea către sfârșitul lumii. Dar ele se petrec în istorie. Adică ele punctează finalizarea unui veac, anume veacul Vechiului Testament, și începe de apoi cu noului testament în care Harul Dumnezeu se manifestă plenar și desăvârșit. Iar perspectiva împlinirii apoteotice, eclatante, mă rog, desăvârșite a acestei realități va petrece la finalul lumii. Când Dumnezeu se va descoperi și se va revela de plin în împărăția cerească, unde ne să ajungem cu toții. Iată cum sfârșitul veacului sau sfârșitul lumii, repet, este un continuu al mântuirii omului. Și Repet constant această temă, m-aș bucura să rămânem cu această idee la finalul cursului, că eschatologia sau că sfârșitul lumii sau sfârșitul veacurilor este de fapt prinsă în derularea istoriei, iar punctul de maximă inflexiune este mântuirea. Ăsta e scopul sfârșitului lumii, acesta este scopul Apocalipsei, adică intervenția lui Dumnezeu în istorie cu scop precis, pedagogic, de a-l mântui pe om. De a declanșa în om procesul pocăinței. Epistola 2 Petru, materialul pe care l-am urcat pe site ca să-l puteți da înglada, acolo în, în, vorbesc despre aceste legături ce se fac între 2 Petru și evenimentele din Vechiul Testament, dar și cele care urmează să vină. Pentru că acolo, în 2 Petru, în capitolul 3, Versetul 13 zice că noi așteptăm, potrivit făgădinților lui, cer nou și pământ nou, sau ceruri noi și pământ nou, care vor locui dreptate. Vedeți, iarăși, ideea aceasta de Ierusalim, nu acesta geografic pământesc, ci de Ierusalimul ceresc, de la sfârșitul timpurilor. Imaginea apare, serian Apocalipsa, spre finalul capitolului, că se pocoară din cer, ca o mireasă împodobită de nuntă pentru un căsătoria spirituală cu Iisus Hristos, Hristos din mirele. Adică vorbim despre o restaurare a întregii lumii în Hristos, Hristos fiind toate în toți. Cumva ținta finală a sfârșitului lumii va fi adunarea tuturor în Hristos sau recapitularea creației în Hristos, restaurarea noastră în Hristos. Curățirea noastră, pentru că în 2 Petru, în capitolul 3 apare imaginea aceasta a focului curățitor. Focul care ne, ne curăță și ne desăvârșește. Focul este iarăși o exprimare metaforică pentru Dumnezeu. Vedem și în Vechiul Testament, se manifestă ca focul care are țelul de a ne curăți. Adică nu de a, nu de a ne arde sau de a ne distruge. Iar focul acesta cosmic de la sfârșitul lumii, unde se spune că lumea va arde, nu, nu bun, în sensul de restaurare, nu în sensul de distrugere a creației, pentru că ceea ce Hristos a creat, El nu distruge, ci doar curăță. Pentru că păcatul a întinat creația, iar El, prin focul curățitor, o va curăți. Bun, mai multe detalii vom vedea în cele ce urmează. Așadar, e bine să rămânem până acum cu această imagine, că eschatologia este un concept foarte complex, nu se referă doar la, evident, la momentul istoric al finalului lumii acesteia, ci el s-a manifestat încă de la întruparea lui Hristos. Hristos, întrupându-se, a deschis o ușă înspre eschatologia împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, amintiți expresia din faptele Apostolilor, capitolul 2, când în zilele din urmă, iarăși eschatas, ce s-a întâmplat? Hristos, a murit și a înviat pentru a întemeia biserica. Și în biserică se manifestă oarecum nu de plin, ce se manifestă? Prezența Împărăției Lui Dumnezeu. De aceea noi, în teologia dogmatică, vorbim despre deja și nu încă. Sunt două concepte foarte interesante. Adică deja suntem în Împărăția Lui Dumnezeu de la sfârșitul lumii, dar nu încă de plin. Pentru că încă ne consumăm viața în evenimentul acesta cotidian istoric. Cam așa, cam atâtea despre Vechiul Testament. Sau ar mai fi ceva? Haideți să mai insistăm puțin și despre ideea de descoperire. Pentru că Apocalipsa asta înseamnă descoperire. Adică Apocalipsisul înseamnă o revelație directă. Așa să știți. Apocalipsa înseamnă o, o intervenție a Dumnezeu în istorie și descoperă ceva, un plan al său. Orice plan pe care Dumnezeu îl descoperă profeților să în Vechiul Testament este o apocalipsă. Pentru că apocalipto, repet, asta și înseamnă descoperire. Așadar, avem, așadar vorbim despre apocalipsis în, în termeni de revelație directă, care poate fi realizată, repet, prin viziunea ale profeților, realizată chiar prin îngeri, mesageri, Dumnezeu care transmit un mesaj. De exemplu, în Ezechiel, capitolul 3, cu 14, Aici putem identifica o, un, un, o cheie apocaliptică în profetul Ezechiel din Vechiul Testament. Și Duhul Domnului, Ruah, Yahweh este în evraică, da? Duhul Domnului care poate fi exprimare pentru Duhul Sfânt. Duhul Domnului m-a ridicat, m-a luat, a mers pe sus într-un pornire a Duhului meu și mâna Domnului era puternică peste mine. Și începe apoi să-i descopere Dumnezeul Ezechiel planul mântuirii sale. Ea acea intervenție în istoria vieții lui Ezechiel este tocmai unei apocalipse. Sau este un un, 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 moment eschatologic desfășurat în istoria lineară a vieții lui Ezechiel. Apocalipto mai are un înțeles care se vede foarte bine tot în profeții Vechiului Testament. Și anume că se descoperă pentru a învăța ceva. În Amos 3 cu 7 este scris așa: Căci Domnul Dumnezeu nimic nu face de nu-și descoperă învățătura spre robii săi profeții. Deci, iată că Apocalipsa nu e ceva încifrat, cum sunt celelalte Apocalipse, păgânele aș numi eu, deși e un termen cam dur, care n-au intrat în Biblie, pentru că erau impregnate de acest element de ezoterism. Adică este o învățătură ascunsă, secretă, destinată doar celor aleși. Cercuri ezoterice, da? De la ESO, în, în limba greacă, însemnând în interior, în interiorul unui cerc restrâns. Nu este ESO, adică spre larg, spre ceilalți. În schimb, Apocalipsa, Revelația, de Dumnezeu este mesaj mântuitor pentru toți oamenii. Deci, Dumnezeu nimic nu face până nu descoperă ceea ce vrea să facă, că din ceoșii săi. Păi nu la fel i-a descoperit lui Avram Dumnezeu când a vrut să distrugă Sodoma. Iată un exemplu. Psalmul psalmul 97 cu 2, cunoscută și-a făcut Domnul mântuirea înainte oamenilor și-a descoperit dreptatea. Și iarăși este același termen în, Biblia, ebra... în Biblia greacă, adică apocalipto. Sau chiar la o teofanie. Teofanie este arătare dumnezeiască. În momentul narațiunii cu privire la Ilie. Ilie cere să-l vadă pe Dumnezeu. Și în Cartea 3, Regi capitolul 19, cu 11, zice că după cutremur va fi foc, după foc va fi adiere de vânlim, și întrânsă va fi Domnul și se va descoperi Domnul ție. Iată, tot același cuvânt pentru sfârșitul lumii, pentru Apocalipsă. Vedeți în câte scenarii diferite apare acest cuvânt, cât este el de complex și ce diacronia termenului, o istoria a lui, o putem identifica în, în revelația Vechiului Testament. Este foarte complex acest termen. E bine să reținem acest lucru, că sfârșitul lumii sau apocalipsa nu are de face numai cu finalul lumii efective. Și repet încă o dată, reiau și reiau mereu acest, acest fir ideatic, așa ca un fir roșu, să înțelegem, să rămânem cu această idee, se petrece încă din timpul istoric acesta al mântuirii. Pentru că această gândire eschatologică s-a dezvoltat din următoarele elemente. Avem făgăduințele făcute patriarhilor, deci promisiunile că va veni cineva care ne va mântui, că Dumnezeu va interveni în istorie și va mântui poporul. Avem legământul de pe Sina și însăși tema aceasta, legământul este o, o, un curs sau o conferință în sine, legământul fiind um, cel berit în limba ebraică, înseamnă un contract la bază, cum făceau regii între ei. Adică o alianță. Cum am zice noi, un pact, cum avem noi acum, nu, România a aderat la NATO, are o asemnat pact cu NATO. Ei, la fel, din vremea aceea antică, se numea berit sau legământ, înțelegere politică între două popoare. Ei se preia acest termen, dar se face legătura între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Legământul de pe Sinai. Aduceți aminte Până la cinea cu Moise. Și apoi avem tradiția Davidică a Sionului, adică linia regilor Davidici, Începută cu Saul, continuată cu David, Solomon, toți ceilalți. Ei, toate acestea sunt și niște picături eschatologice care urmează să se împlinească de plin în Mesia Isus Hristos. În El se împlinesc făgăduințele profeților, El încheie legământ veșnic prin sângele Său între Dumnezeu Tatăl și noi creștini și evrei care recunosc pe Hristos, adică poporul lui Dumnezeu, și el este regele regilor. Din spița lui David, vedem în genealogia din Matei capitolul 1, că Hristos nu este așa o apariție meteorică, ci mergând pe linia genealogică, ajungem chiar la David. Deci el, în el se împlinesc toate aceste teme eschatologice ale Vechiului Testament. În el este desăvârșită ce? gândire lui Dumnezeu. Sau în el se desăvârșește planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Acum, cam m-aș opri aici în ceea ce privește acest topic al veacului de acum și al veacului care vine, care se întrepătrund, după cum v-am arătat. Și aș trece la următoarea temă, care ține tot de zona sfârșitului lumii în Biblie sau de, de tentă eschatologică. Și v-am spus că se numește Iomia ca adică ziua Domnului și sunt texte în Biblie care vorbesc despre manifestarea acestei zile a Domnului. Și în general veți găsi foarte multe locuri în care această zi a Domnului sau manifestarea Apocalipsei în sine are un puternic aspect negativ. Deoarece înțelegerea mesianică, eschatologică, și când zic mesianică mă refer la Isus Hristos, a fost pângărită de păcatele poporului, pentru că ei nu mai așteptau un Mesia spiritual, ci unul politic, unul care să vină să elibereze de și din prejur, pentru că au întinat acest concept sfânt al lui Mesia și pentru că au făcut multe alte probleme, pentru că au încălcat legământul pe care l-au încheiat pe sine Legământul ce zicea? Vă puneți încrederea doar în mine, Dumnezeu, că eu vă voi păzi de toate neamurile din preajmă, care vor atenta la viața voastră. Dar ei nu au făcut așa. La un moment dat au încheiat legământ cu asirienii, au încheiat cu egiptenii, mă rog, cu babilonienii și atunci Dumnezeu se mânie pe ei. Dar nu numai din cauza aceasta, ci legământul era încălcat prin faptul că ei se închinau mereu la zeități străine. Și nu mai se închinau strict doar adevărat lui Dumnezeu. Ei, pentru că au făcut toate acestea și au întinat ideea sfântă de sfârșit al veacului în care va interveni Dumnezeu Mântuitor, profeții au început să predice o zi a Domnului care nu va fi una de bucurie pentru popor. Și va fi una plină de angoasă, de tristețe, de durere. Uite, uitați, în Profetul Amos, capitolul 5 cu 18, vă redau textul în traducerea mea. Și am zis așa, direct din evrai. Vai, mult dorită zi a Domnului, va fi pentru voi toți o zi a Domnului plină de întuneric, nu de lumină. Cu Josek Veloor. Da? Deci nu mai nu există lumină, nu mai există bucurie în această zi a Domnului în care El, la finalul veacului, se va manifesta. Ei ce credeau? Că va veni sfârșitul lumii, sfârșitul veacului acesta istoric, și va interveni Dumnezeu special pentru ei, pentru evrei. Oferindu-le, știu eu, ce demnități aparte, cum apare în Talmud, de exemplu. Dacă veți citi în Talmud, veți vedea esatologia evreilor sau sfârșitul lumii în Talmud la evrei coincide cu opunerea lor în stăpânire peste toate popoarele din preajmă, cu un puternic accent mesianic politic. La ei apare și acea sintagmă de o de ani, sau ați auzit de acea învățătură greșită cu mii de ani, mă rog, din, de la evrei pornește. Adică Mesia ăla politic care va îngenunchea toate neamurile din preajmă va domni o de ani. Și timp de o de ani ei evrei vor fi stăpânii lumii. Asta este concepția lor esatologică, evident, puerilă din perspectiva noastră creștină. Deci, profeții încep să predice că vine sfârșitul lumii ca să pedepsească poporul lui Dumnezeu. Nu neapărat ca să-l recompenseze. De ce? Pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dar, interesant, că în mijlocul judecății, în mijlocul pedepsei, Dumnezeu, în iubirea sa cea mare, are ca prim scop ce? Curățirea poporului. O mână lovește, cu cealaltă îl curăță și îl vindecă. Ia uitați ce se spune în Isaia, în capitolul 1, începând cu versetul 24 până la 25, redau doar esența, judecată, voi face asupra vrăjmașilor mei. Ia uitați ce, ce cuvânt dur. Deci din poporul ales al lui Dumnezeu în Isaia, Israel apare drept vrăjmaș al lui Dumnezeu. Deci judecată voi face asupra vrăjmașilor mei, adică asupra evreilor. Și mâna mea voi aduce peste tine. Și interesant, noi ne-am așteptat acum să se continue și te voi pedepsi și te voi nimici. Și îmi voi alege alt popor. Nu. Zice mai departe. În mijlocul judecății și a pedepsei, ca prin foc, te voi curăți. Vedeți iarăși ideea de foc curățitor care apare și în epistola 2 Petru, Sfântul Petru, fiind de evreu la origine, evident că a preluat acest concept din Vechiul Testament, această teologie, și a, a înduhovnicit-o, a oferit-o lui Isus Hristos. Dacă în Vechiul Testament, în Isaia, Dumnezeu însuși intervine curățitor, în Noul Testament o face prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care curăță biserica de toate impuritățile ideologice, mă rog. Deci, iată, să reținem acest aspect, că e deosebit de important. Sfârșitul lumii are ca prim scop ce? Curățirea lumii. Readucerea ei la origini. Iar originile sunt ce? Unirea omului cu Dumnezeu. Așa cum a fost creat Adam de la început, curat, neprivenit. reliefând ce? Chipul lui Dumnezeu. Interesant, cuvântul care se folosește în acest text, în septuaginta. Știți că septuaginta este traducerea în greacă a originalului ebraic. Deci Isaia s-a scris în limba ebraică, și a fost tradus în limba greacă. Iar când au tradus editorii, acei 72 de bătrâni, de unde și numele de Septuaginta, au folosit un verb foarte interesant pentru te voi curăți, au folosit verbul catharon. Catharon este sinonim lui catarsis. Și cred că ați mai auzit acest verset. Nu cred că vă este străin. Catarsis. Sau uh, o purificare catartică, zicem noi. Catarsis asta și înseamnă purificare prin ceva, printr-o terapie. Deci o acțiune catartică, adică o vindecare a noastră printr-un obiect. Iar obiectul în creștinism al vindecării noastre sufletește este ce? Logosul și Euharistia. Deci în spațiul răsăritean avem ce? Logosul, cuvântul, care este Biblia și care este Hristos. Și Euharistia, iarăși, este ce? Cuvântul făcut pâine ca să-l mâncăm și să ne umplem de Hristos. Va veni și perspectiva filozofică prin Heidegger și va vorbi despre o terapie prin artă. Eu cred că ați citit cu toții acea carte frumoasă Originea operei de artă la Heidegger și despre frumusețea adevărului care te scoate din starea de împietrire prin intermediul artei. Este în sine tot o formă de purificare, de vindecare. Mă rog, vedeți, ideea este foarte bogată în istoria gândirii. Dar să nu uităm că pleacă din limbajul biblic. Catarsisul, vedeți, este întâlnit în zona greacă a Vechiului Testament. Am spus că este tradus din limba ebraică. Acum mă veți întreba, dar în ebraică cum este? Păi în ebraică avem cuvântul țaraf. Țaraful se folosea, foarte interesant, pentru că vorbim despre un popor nomad, un popor prin strict în anumite date ale unei dezvoltări economice, sociale, politice, mă rog, țara se folosea de către evrei pentru purificarea aurului în foc. Deci de acolo este preluat termenul. Așa cum aurul se purifică prin foc, tot astfel Dumnezeu își va purifica poporul apostat, în spețe evrei, prin acea intervenție pedagogică de la sfârșitul lumii prin acea apocalipsă în desfășurare. Cam despre asta vorbește acest text, foarte important și vă aș să-l reținem. Isaia, capitolul 1, 24-25, sfârșitul lumii ca vindecare, ca mântuire. Eu vă prezint toate aceste teme, așa ca, un, ca niște piese de puzzle și construim o, o imagine sau o hartă cu ajutorul căreia mai apoi vom citi Apocalipsa. Înțelegeți? Și după aceea vom citi această carte. Apocalipsa Sfântului Ioan, despre care v-am vorbit la început. Bun, întâi vom citi Apocalipsa din Biblie. Și cu această carte vom încerca să ne ajutăm să înțelegem. Dar veți vedea că majoritatea temelor principale din Apocalipsa, eu deja le prezint în acest curs. Pentru că toată cartea Apocalipsei are la bază învățătura Vechiului Testament. Dacă nu cunoști Vechiul Testament și dacă nu cunoști teologia din spatele Vechiului Testament, n-ai cum să înțelegi Apocalipsa. Și de-abia după ce înțelegi toate aceste elemente de fundal, poți să faci diferența și între această Apocalipsă care este revelată direct de Dumnezeu și celelalte Apocalipse care au un mesaj trunchiat, mă rog, amestecat cu anumite ideologii străine, eretice, cum sunt celelalte Apocalipse care n-au intrat în canonul biblic. Cam despre asta încercăm să povestim în seara aceasta. Așadar, v-am prezentat foarte pe scurt câteva aspecte negative ale zilei Domnului, dar ele sunt aparent negative. Le numesc aparent negative pentru că în momentul în care te aștepta ca Dumnezeu să intervină ca să distrugă, nu o face, ci pentru că șupește creația și omul, el vine și îl curăță pe om și îl îndreaptă și îl restaurează. Deci apocalipsa autentică conține acest scop penitențial. Vedeți care este diferența față de celelalte cărți apocaliptice care n-au intrat în Biblie? Enoch, Baruch, Edra, Moise, mă rog, celelalte apocalipse. Pentru că ele prezintă, așa triumfal, victoria binelui doar la finalul luptei. Dar așa prezintă o stare de spirit fatalistă, cum ar fi și cartea lui Enoch. Dar apocalipsa autentică, revelată de Dumnezeu, este vorbește despre cu totul altceva, așa anume că binele învinge încă din perioada aceasta a istoriei. Încă din uh, parcurgerea Apocalipsei. încă Din mijlocul Apocalipsei binele învinge. Nu trebuie să aștepte finalul lumii, finalul apoteotic al acelei lupte cosmice. Încă din timpul uh, uh, greutății și al durerilor și al tribulației binele, încă din acest timp, binele este în arier plan. De aceea vorbim despre o preeminență a binelui, la orice etapă a procesului. Și două versete vă dau în această temă, ca să vedeți cum trebuie înțeleasă victoria binelui, adică încă din timpul desfășurării evenimentelor. Voi citi din Amos, cred că l-am mai invocat pe Amos în prezentarea din seara aceasta. Da, l-am mai invocat acolo în, în capitolul 5, cu versetul 18, cu ziua negativă a lui Iomiah, perspectiva negativă a lui Iomiah pe a zilei Domnului. Tot în capitolul 5, deci tot un text eschatologic legat de sfârșitul lumii, de data aceasta versetele 13-14, în care se zice așa. De aceea, deci, pornind de la ideea că binele este prezent în toată desfășurarea Apocalipsei, nu doar la final, cum prezintă celelalte Apocalipse. Zice deci așa în versetul 13. De aceea, înțeleptul va tăcea în vremea aceea. Deci, vedeți, vremea aceea. Am spus că sunt câteva, câțiva termeni tehnici prin care identificăm că un text din Biblie are un fundal eschatologic. Și anume ce? Zile din urmă, zile de apoi, ziua Domnului. Uite, vremea aceea sau ziua aceea deja direct te aruncă într-o zonă de legată de sfârșitul viacurilor. Deci, de aceea în dreptul tăcea în vremea aceea, că e vremea rea, zice. E vremea rea, e vremea judecății. Voi binele, nu răul, căutați-l ca să fiți vii și așa el Domnul, el Dumnezeu, toți va fi cu voi, așa cum ați spus. Deci, binele căutați-l în mijlocul derulării evenimentelor apocaliptice, mă rog, cataclismelor cosmice care vor urma. Și mai este un verset unde se vede foarte bine acest lucru și mergem direct în Cartea Apocalipsei, în capitolul 7, în versetul 14. Este o imagine deosebit de plastică, interesantă. Zice așa, de fapt, haideți să vedem cu versetul înainte. Iar unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, Cine sunt ei și de unde au venit? Și eu i-am spus, Domnul meu, tu o știi. Și el mi-a zis, aceștia sunt cei ce vin din necazul cel mare. Atenție, suntem în plină desfășurare a Apocalipsei, da? capitolul 7. Deci, din plin necaz, ma, acel, din plin necaz coborât peste lume, vin aceștia, nu? În veșminte albe, ce zice? Vin din necazul cel mare, veșmintele, și le-au spălat și le-au înălbit în sângele mielului. Deci vedeți? În plină desfășurare a Apocalipsei, în pline evenimente întunecate, cum zice Amos, nu pline de lumină, lipsite de lumină, da? în acel moment în care crezi că nu se mai poate face nimic. Atunci mântuiește-te, atunci caută binele și prin asta te vei mântui. Ce au făcut aceștia? Și-au spălat veșmintele lor în sângele meu. Evident că este o exprimare metaforică a pocăinței. Sângele mele, sângele lui Isus Hristos, care ne curăță de orice păcat. Da? Deci s-au ancorat efectiv în Hristos. Și au căutat binele, au făcut binele, s-au de la vremea pocăinței, l-au primit pe Hristos în mijlocul unei istorii tumultoase. Vedeți că există această ispită. Păi în vremurile astea în care trăim când nimeni nu mai caută binele, când peste tot se predică doar răul și starea de dezbinare, la ce să mai caut eu sfințirea? Fals. Tocmai în astfel de vremuri ești chemat să cauți sfințirea și să te mântuiești și să-ți speli veșmintele nu în sângele mielului. Pentru că dacă nu vei face așa, iată ce se zice mai departe în Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 8. Vorbim despre un capitol în care sunt prezentate câteva cupe ale mâniei lui Dumnezeu. Și al patrulea înger și-a vărsat cupa în soare și i s-a dat lui să-i dogorească pe oameni cu foc. Și oamenii au fost dogorâți cu mare arșiță și au blasfemiat numele lui Dumnezeu, care are putere peste plăgile acestea și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Deci vedeți că în mijlocul culturerii, unii oameni, de fapt mai bine spus, majoritatea oamenilor, aleg să-L blesteme pe Dumnezeu, să nu se pocăiască și să devină din răi mai răi. Cu alte cuvinte, nimic nu mai schimbă starea lor de împietrire sufletească. Dar există totuși o rămășiță aleasă care, din tumultul evenimentelor, ei aleg pocăința, sfințirea, ca mai apoi să se mântuiască. Iată ce interesant este, nu? Această cheie de lectură pe care vreau propun, adică în scop pedagogic, taumaturgic penitențial, cheie de lectură a cărții Apocalipsei. Și acum dați-mi voi să trec spre un ultim sau penultim aspect al sfârșitului lumii. Deci am vorbit până acum despre viacul de acum, intersectat cu viacul care vine despre ziua Domnului, care nu e o zi de bucurie, ci e o zi de pocăință și de întuneric pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu, dar totuși există un mesaj de speranță că în acele momente grele ne putem întoarce cu adevărat Dumnezeu și ne putem mântui prin practicarea Sfințirii vieții. Și acum, un aspect deosebit de important al Apocalipsei, al sfârșitului lumii, și anume scopul evenimentelor de la final. Scopul perspective eschatologice biblice este ce? Restaurarea omului și a cosmosului în Hristos. Este foarte important acest aspect. În Hristos. Recapitularea întregii creații în Hristos devine așadar mai mult decât un imperativ cosmic. De aceea, întreg universul participă la restaurare. Nu doar umanitatea, deci toate structurile creației vor fi recapitulate sau rașezate în Isus Hristos. El este capul întregii creații, întregii lumi sensibile pe care o vedem. Ia uitați ce se spune, și sunt câteva versete importante pe care le-a scris Sfântul Pavel, în Efeseni, în Coloseni și în Romani. Și vom încerca să extragem acest creuzet al învățăturii eshatologice nou-testamentare și să vedem care este scopul sau celul dezideratul evenimentelor eshatologice. Am zis FSN, să deschidem în FSN, care este o, dacă citim traga epistolă, vom vedea că este o epistolă eclesiologică, de la Eclesia Bisericească, am zice noi, epistolă care vorbește despre Biserica lui Hristos. Deci dacă vrem să înțelegem Biserica lui Dumnezeu din care facem parte, citim epistola către FSN în această epistolă există un verset care vorbește despre recapitularea creației în Hristos, anume versetul 10 din capitolul 1. Dar să mergem cu un verset mai înainte, din nouă. El, adică Isus Hristos, ne-a făcut cunoscută taina voii sale, pe care potrivit bunăvoinței lui, mai dinainte într-o sine o plănuise. Care-i taina? Adică mântuirea omului. Și acum uitați cum se continuă o plănuise mai dinainte spre buna rânduială a plinirii vremurilor. Iar își vedeți o expresie care te trimite înspre zona eschatologică, de final de viață, plinirea vremurilor, iarăși în Noul Testament. Două puncte. Toate, toate, da? tapanta este în original, adică numai, nu numai omul, de a spuneam eu, ci tot Universul. Deci toate, cele din cer și cele de pe pământ, ia uitați ce zice aici să fie iarăși adunate întru Hristos în El. Vedeți? Recapitularea creației în Hristos. Asta, asta este ținta, sau asta este țelul Apocalipsei. Să fim din nou uniți cu Hristos, Mântuitorul nostru. Mai departe, după ce se realizează această unire, urmează o umplere a noastră de Duhul Sfânt. Termenul este plirumenu, rumenul, care tot în FSN apare, tot în acest capitol, exact în finalul versetului. În finalul capitolului, pardon. Acolo unde ni se prezintă o imagine plastică în care Hristos este capul și noi biserica, trupul. Hristos capul, noi trupul. Deci, vedeți, putem vorbi despre teandricitatea. Este teandru, de la teos și antropos, da? om. Că adică Dumnezeu om, vedeți, o sinergie perfectă. O osmoză între creat și necreat, am putea spune. Și care este acest verset? Deosebit de interesant. De fapt, a trebuit tot cu un verset mai înainte, din 22. Zice că Hristos pe toate le-a supus sub picioarele sale și El l-a dat peste toate cap Dumnezeu, adică pe Hristos l-a dat cap bisericii, și uitați ce urmează, care este trupul său, adică biserica trupului Hristos, plinătatea celui ce pe toate întru toți le împlinește. Deci suntem recapitulați în Hristos. Ăsta este mesajul forte al Apocalipsei autentice. Mesaj pe care nu-l veți întâlni în celelalte Apocalipse. Anticipez o întrebare a dumneavoastră. Mă veți întreba probabil, dar de ce celelalte Apocalipse nu au intrat în canonul Bibliei, adică în Noul Testament? Păi uite de ce, că nu ne prezintă o învățătură curată despre importanța lui Isus Hristos în actul de ansamblu al mântuirii lumii ci sunt contaminate de învățături stricate și de gnosticism și toate celelalte filozofii ale epocii. Dualismul platonic, etc. Deci, apocalipsa autentică, sfârșitul lumii, sfârșitul veacului, coincide cu ce? Cu restaurarea omului în Hristos, cu umplerea lui de Duhul Sfânt și de Slavă, plinirea lui, care se realizează cum? Ne zice tot Sfântul Apostol Pavel, de data aceasta în următoarea epist, nu în următoarea Filipeni, în cea de-a doua care urmează după Efeseni, în Coloseni, în capitolul 1, acest uh, capitolul 1, poartă titlul de imn histologic, adică este o poezie. Să știți că Sfântul Pavel a fost și un mare poet, printre altele. Și a scris două poezii deosebit de frumoase, sugestive, dogmatice, eclesiologice, mă rog, căutați de epitetele. La adresa lui Iisus Hristos, dar vârful de lance al textelor sale poetice, cristologice, sunt acestea. Coloseni, capitolul 1 și Filipeni, capitolul 2. Acolo el des îl descrie pe Isus Hristos într-un limbaj poetic. Ei, și în acest capitol, întâi, mă refer strict la Colosene, acum nu mi ajunge timpul să intru și în Filipeni, dar repet, Filipeni, capitolul 2, veți vedea ce declarație liturgică, dogmatică, teologică, fulgurantă face Apostolul Pavel la adresa lui Isus Hristos. Ei, am spus că suntem recapitulați, pliniți și mai apoi împăcați. Apocatalazai. Împăcați cu Dumnezeu Tatăl prin sângele crucii lui Isus Hristos. Coloseni, capitolul 1 cu versetul 20, dar zice să mergem cu un verset mai, mai înainte din 19. Căci în el, adică în Hristos, a binevoit Dumnezeu să se toată plinătatea. Plinătatea, iarăși acea idee din Efeseni, da? Și prin el pe toate, într el să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, Pace făcând prin el, prin sângele crucii sale. Pacea, da? Împăcarea apocată la zai, prin sângele lui Isus Hristos. Ia uitați ce declarație frumoasă, apocaliptică, întâlnim la Sfântul Apostol Pavel. Aș putea spune că întâlnim o apocalipsă și la Sfântul Apostol Pavel, nu doar la Ioan, acea ultimă carte cu titlul de Apocalipsă din Noul Testament. Iar pentru că am spus că întreg Universul participă la această restaurare sau readucere în Hristos, textul de bază, veți întreba unde scrie în Biblie că întreg Universul va fi mântuit? Păi, la sfântul Pavel, în capitolul 8, care se intitulează foarte sugestiv Viața în Duhul Sfânt, adică, iată, un mod de viață creștinesc autentic în Duhul Sfânt, Aici, în capitolul 8, în versetul 21, fapt tot din 20 ar trebui să începem, zice căci făptura a fost, sau creația, dacă vreți, a fost supusă de șertăciuni. Nu de voia ei, ci din pricina acelea care a supus-o cu nădejdea însă, că și ea, făptura însăși, se va elibera din robia stricăciunii spre libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, și -a, uitați ce urmează, că știm că până acum toată făptura suspină la oaltă și suferă în durerile nașterii. Este o expresie poetică, metaforică, a faptului că toată creația, întreg universul, suferă și își așteaptă propria sa naștere. Adică naștere într-un Duhul Sfânt. Anume ce? Reașezarea ei în temeliile sale originale, adică în transparența iubirii lui Dumnezeu. Nu numai omul va fi mântuit, ci toată creația. Iată, o dimensiune cosmică sau un limbaj cosmic integrat în această literatură apocaliptică iudaică. Ține de zona apocalipticii iudaici. Este o literatură în sine. O literatură apocaliptică iudaică. Așa o numim. Ei, în această literatură apocaliptică iudaică, care are vârf de boltă ce? Intervenția lui Hristos în istorie pentru mântuirea omului și a creației, în acest gen literar intră foarte multe texte din Biblie, să știți. Deci, atenție, nu doar cartea Apocalipsa lui Ioan din Noul Testament. Avem text apocaliptic în Isaia, capitolul 24, 25, 26, 27. Deci pericopul asta, Isaia 24-27, este apocaliptică. De ce? Pentru că sunt câteva teme importante descrise acolo care intră în registrul acesta apocaliptic. Anume ce? în aceste capitole, Isaia vorbește despre pustirea pământului despre cântarea celor răscumpărați, imagine care apare iarăși în Apocalipsa, o cântare pe care doar cei răscumpărați sau restaurați sau recapitulați în Hristos, cu ce Sfântul Pavel, doar ei o știu cânta cântarea pe care nimeni altcineva nu o poate cânta foarte interesantă, ce cântare, ce poezie este așa asta pe mine ca poet, ca scritor, mă fascinează tema aceasta, dar în fine, închidem această paranteză Apoi apare iarăși tema restaurării poporului Dumnezeu. Deci vedeți că Sfântul Pavel, când vorbește în Efeseni, în Coloseni și în Romani, despre restaurarea creației din Dumnezeu, preia de fapt un limbaj din Vechiul Testament, din cartea profetului Isaia. Așadar, iată continuitatea dintre cele două testamente, între Vechiul Testament și Noul Testament. Am spus de foarte multe ori că dacă le rupi, riști să nu înțelegi nimic. Vechiul Testament, cum spunea și Origen, în Noul Testament se descoperă. Există o legătură de carne între aceste două revelații testamentare. Cartea Daniel, capitolul 7, evident, cu imaginea fiului omului judecând popoarele de pe tron. Atenție, apare și în această apocalipsă ciudată, cum o numesc eu, care nu mi-a făcut multă plăcere să o citesc, cartea lui Enoch. Aici apare din nou această temă a fiului omului, numai că nu este un fiu al omului, nu este un mesia prezentat așa cum îl prezintă Sfântul Pavel și cum ni l-a făcut să-l înțelegem Biserica Creștină prin, prin toată acea cristalizare istorică a Sinodelor ecumenice. Este un, un mesia ciudat, așa, un, un construct, un, un hibrid. Un, un, homuncul, să zicem așa, pentru că are la bază și anumite izvoare de inspirație gnostică și păgână. Bun, deci Daniel 7, iar este Apocalipsă, cartea Ioil cu invazia lăpustelor, idee care apare și în Apocalipsă. V-ați întrebat de multe ori cei cu acele lăpuste imense care vin și mușcă pe oameni și chine? Pe este imaginea invaziilor. Ioil vorbește despre o invazie a lăcustelor în Israel și se referă la un moment istoric foarte bine precis. Se referă, de fapt, la intervenția Imperiului asirobabilonian babilonian în Israel, când îi va lua și îi va duce sclav. Deci, păgânii aia care vor invada poporul ales sunt, în, sunt portretizați sub imaginea lăcustelor. Da, deci nu este o, 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 cum să zic, un limbaj așa mitologic, ciudat, desprins din povești cu dragoni și zâne și bazme. Nu. Se referă la invazia unor popoare străine care vor îi vor chinui pe aleși Dumnezeu. De ce? Pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Pentru că nu și-au pus nădejdea în Dumnezeu. Și tot în Ioil, pe lângă invazele lăcustilor, apare și judecarea popoarelor și mântuirea finală. În fine, iată teme teologice ale Apocalipsei. Da? Ziua Domnului, intervenția în istorie, răsplătirea celor buni, pedepsirea celor păcătoși, iarăși o temă deosebit de importantă în mijlocul dezastrului și al deznădejdii, ai șansa mântuirii prin menținerea ta într-o stare de sfințenie. Deci ce înțelegem din toate cele descrise până acum? Că apocalipsă nu înseamnă un eveniment cosmic de genul celor descrise în literatura de specialitate science fiction sau un genul filmelor de ficțiune. Da, cu evenimente, cu cataclisme sau cu, inter, cu venirea al extraterestrilor și mai știu eu ce bas. Nu asta înseamnă apocalipsă. Apocalipsa, chiar și filologic vorbind, își deci derivă din verbul calipto. În limba greacă, calipto înseamnă a ascunde. Dar vedeți, avem în față o prepoziție. Apo. Apocalipsis. Adică ceea ce a fost ascuns, acum ni se descoperă, ni se revelează. Deci apocalipsa înseamnă descoperire, revelare. Ce revelare? Ce descoperire? Acele ce, vor, acele ce se vor întâmpla în vremurile de apoi. Dar care, atenție, încă se întâmplă din... Încă se întâmplă în istorie, dar nu la cotele acelea ale intensității. În ebraică avem galah, care să știți că e mai complex termenul. Deci în greacă e apocalipsis, în ebraică revelația sau descoperirea poartă denumirea aceasta de Galah. Uh, Yahweh Dabar Kim Galah, se zice în Amos 3 cu 7, adică Dumnezeu, cuvântul său, Dabar, îl descoperă sau îl revelează spre învățare și mai apoi apare profeților. Amos 3 cu 7. Vă aduceți aminte că am citit acest text, că Dumnezeu nimic nu face până ce nu odată și-a descoperit planul său sau și-a făcut, și -a făcut, și -a făcut cunoscută intenția sa profeților. Deci, Galah înseamnă descoperire pentru ca să înveți ceva. Vedeți, termenul apocalipsis e mai static așa, îți descoperă. Dar galah e mai complex așa în limba ebraică, îți descoperă cu sens clar ca tu să înveți ceva. Ce să înveți? Să înveți pocăința și schimbarea vieții ca să te poți mântui. Despre ziua Domnului v-am mai vorbit. Eu aveam aici în desfășurătorul meu, dar nu mai insist asupra ei, că și timpul e înaintat. Am înțeles că ziua Domnului coincide cu finalizarea istoriei, dar poate fi și o zi a Domnului cu intervenție în istorie, cu sens mereu, taumaturgic, adică vindecător și penitențial, adică ca oamenii să se pocăiască sub această cupolă a pedagogiei lui Dumnezeu. Deci toate țin de pedagogia lui Dumnezeu. Așa înțelege el să se comporte cu creația sa, ca să o mântuiască. Cam asta e în linii mari. Învățătura despre ziua Domnului, cuprinsă în această temă eschatologică. Putem să pătrundem în mai multe noțiuni, dacă sunteți curioși în secțiunea întrebări-răspunsuri. Imediat voi încheia. V-aș reda două versete pe care le consider importante cu privire la venirea zilei Domnului și la sfârșitul lumii, tot așa în cheia apocaliptică, sunt din Ieremia. Unul este din Vechiul Testament și altul este din Noul Testament. În Ieremia, în capitolul 4 cu 14, zice Spală-ți inima de răutate tu, Ierusalime, ca să te poți mântui. Iată scopul apocalipsii sau a în Dumnezeu în istorie. Ca să ne spălăm inima de răutate, să ne mântuim. Și în Luca 10 cu 20, stă scris așa, Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Adică voi faceți parte din rămășița aleasă a lui Dumnezeu, făcând parte din această rămășiță, chiar prin apocalipsa din urmă, cu evenimentele acelea tragice, amplificate la infinit, de veți trece, tot vă veți mântui, că vă veți spăla veșmintele în sângele mielului, da, imaginea apocalipsă, și în mijlocul răutății, voi, pentru că sunteți cei aleși de Dumnezeu, veți păstra sfințenia pe care ați învățat-o de la Isus Hristos. Cam așa aș putea spune într-un limbaj poetic. Cam așa aș putea eu acum, așa pe loc, încifra întregul mesaj complex al Apocalipsei. Dar în loc de concluzii, o să vă citesc un meditație a unui teolog catolic, Thomas Spitlick. Care apare în Cartea Mara Nata, Viața de după moarte. Este o altă carte pe care nu v-am prezentat-o pentru că o am doar pe calculator electronic. Aici a zis așa el. Întreaga istorie a omenirii nu se înțelege decât prin depășirea prezentului. Astfel că viitorul nu este întreptat doar înainte, ci el este deja preparticipat, este deja real. Adică ce, ce, ce v-am spus eu până acum, că Apocalipsa încă se simte din perioada istoriei. Dacă lumea are ca finalitate împărăția lui Dumnezeu, pentru că ăsta e scopul Apocalipsei, revelarea de la final, ce? Descoperirea împărăției lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Dacă lumea are ca finalitate împărăția lui Dumnezeu, aceasta deoarece ea este deja în mijlocul oamenilor, vedeți ceea ce vă spuneam eu tensiunea ischatologică între deja, dar nu încă. Deja suntem în Împărăția Dumnezeu făcând parte din biserica sa, dar nu încă deplin. Deplin vom fi doar la finalul lumii. Deci zice, parusia, parusia este tot un, 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 limbaj, un, termen tehnic teologic care se referă la finalul lumii, deci, sau la venirea Lui Dumnezeu. Parusia este deja inaugurată și conduce firul istoriei. Că veșnicia... În, în, în cifrată în istorie. În și acum să vedeți cum conduce el discuția foarte interesant, Mi-a plăcut, de aceea vă și dau acest text. În sfințenia sa realizată, Fecioara Maria ridicată la cer reprezintă eshatonul perfecțiunii creștine, de aceea Sfânta Liturghie o numește Rai Cuvântător sau Poartă a Împărăției, fiindcă Fecioara Mamă este simbolul întregului univers în Dumnezeu. Foarte interesant. Deci vor, când vorbim despre Apocalipsă, avem în vedere ce? Câteva teme deosebit de importante. Mesajul principal este mântuirea omului. Mântuirea omului coincide cu restaurarea sa în Hristos sau cu îndumnezeirea sa, cu pătrunderea sa de energiile necreate ale lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. E persoana cea mai plină de Dumnezeu, persoana, așa dacă e bine spus, cea mai îndumnezeită, nu se folosește superlativ aici, persoana îndumnezeită, creația cea nouă, plină de Harul Duhului Sfânt, este Fecioara Maria. Ea este imaginea, ea este prototipul creației în Dumnezeite sau a creației răscumpărate sau recapitulate în Hristos. Foarte interesantă această teologie mariologică. Iată așa, dar dragilor, dacă ați avut răbdare să mă ascultați până aici, aș încheia așa. Ce este Apocalipsa? Mă veți întreba, nu? Bun. Am ascultat toată această pledoarie. Nu știu dacă am reușit să mă fac ușor de urmărit. Este totuși o temă complexă. Ce este, domnule, cu Apocalipsa asta? Ei, uite că este ce? O revelare a lui Dumnezeu. O descoperire, în primul rând, așa să știm. Că Apocalipsa este o descoperire. Ce ne descoperă Dumnezeu? Acel galah în, în, în ebraic înseamnă descoperire pentru învățare. Să învățăm ce? Sfințirea vieții? Să învățăm pocăința? Schimbarea vieții? Lipsa sau uh, îndepărtarea de răutăți? Să avem în minte și acea imagine extraordinară, pe mine o fascinează. În mijlocul răutății, Ierusalime, sfințește-ți viața, spală-ți inima de răutate, zice profetul Ieremia. Cartea Apocalipsei, capitolul 7, Cine sunt acești sfinți ale Dumnezeu? Cine sunt acești oameni îmbrăcați în albul curăție și al purității? Cine sunt? Sunt cei care și-au spălat veșmintele. Adică veșmântul este imaginea trupului meu. Care și-au spălat veșmintele în sângele mielului înjunghiat. Tot în Apocalipsă veți vedea această imagine a mielului înjunghiat. Va zice Ioan Botezătorul în Evanghelia după Ioan capitolul 1, referindu-se la Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Mirul înjunghiat. De ce s-a lăsat înjunghiat? Ca prin sângele care curge, noi să găsim curățire păcatelor noastre. Așa zic eu că trebuie trebui înțeleasă cartea Apocalipsei. Tema principală a Apocalipsei este mântuirea omului. Dacă nu înțelegem așa și căutăm în ea doar literatură science fiction sau cum să mai îngrozim lumea cu coștirea apocaliptică, înseamnă că am ratat înțelesul cu textul. Îmi vine acum ceva așa intempestiv și cu asta închei. La un moment dat v am citit despre o plagă, o cupă a mâniei lui Dumnezeu din capitolul 13 sau 2, cât era acolo în Apocalipsa, nu mai rețin, în care se zice că plaga era din încălzirea globală, că tot e acum trendul cu încălzirea globală. Ei, nu? Oamenii au fost chinuiți de dogoarea Soarelui și în mijlocul încălzirii globale. Tot n-au vrut să se bucăiască și tot n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Ei, iată că noi putem fi o creație restaurată, o creație în miniatură, adusă la o temperatură optimă, nici eră glaciară, nici încălzire globală, noi putem fi în miniatură o creație în îndumnezeită, restaurată în Iisus Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem și astfel să lecturăm cartea Apocalipsei. Vă mulțumesc că ați avut uh, răbdare până la ora aceasta. Vă mulțumim și noi, și uh, acum îi rog pe participanți dacă doresc să vă da. pună întrebări hmm. sau să scrie pe chat, în cazul în care nu vor dori să da. intervine. Noi încurajăm Are... să intervine. Haideți, aveți curaj, dacă sunteți emotivi și nu doriți să interveniți video sau audio, puteți să scrieți pe chat întrebarea și dacă vă știți să răspund, am să vă fiu de folos. Până, face, cine... până își face cineva curaj, Haideți să vă mai subliniez o nuanță. Și dacă v-a spus întrebarea, sau nu știu dacă am fost destul de explicit în expunerea mea, de ce cărți ca acestea, vedeți, cartea lui Apocalipsa lui Moise, mă rog, a lui Petru, a lui Pavel, sunt mai multe. De ce n am intrat în Biblie? De ce, dintr-o sumedenie de apocalipse, o avem doar pe cea a lui Ioan? Dar încă o dată revin. Sunt multe pasaje în Biblie care sunt apocaliptice, dar o apocalipsă cap-coată, cu introducere, cu prins încheiere, conform structurii, este doar cartea lui Ioan, ultima din Noul Testament. De ce se pune întrebarea? Mai întâi de toate vedeți și această carte a lui Enoch, sau mă rog, apocalipsa lui Enoch. În primul rând n-a fost scrisă de Enoch. de poartă numele de pseudoepigraf. Pseudo înseamnă minciună sau mă rog, duplicitate, ceva ce nu e real, grafio, de la grafo scriere, adică scriere falsă. pseudo -epic. Nu a scris-o Enoch. Nu este vorba despre acel Enoch, tatălui Matusalem, cel care, omul care a trăit cel mai mult pe pământ, cel care a fost răpit la cer din pricina curăției și a treptății sale. Nu despre acea persoană este vorba. Cartea lui Enoch a fost scrisă undeva în secolul II, înainte de Hristos, și este o carte care are nea în câteva învățături contrare învățăturii de bază a creștinismului. De aia n-a intrat în Biblie. Și de -a cărți asemănătoare ei nu intră în Biblie. Primele capitole ale cărții, dacă veți citi, veți vedea expus felul în care au căzut primii îngeri. Știți, vorbim despre căderea îngerilor în ceruri. Ei, sunt câteva viziuni fanteziste. Mai apoi, iarăși, despre un plan al istoriei întregii lumi în 10 săptămâni, dacă bine mi-aduc aminte, urmând ca ultimele 3 săptămâni să fie dedicate doar evreilor, iarăși acest etnofiletism ascuns al cărții, totul se centrează în jurul evreilor. Să știți că această carte și altele ca ea a făcut să curgă multă cerneală în epoca medievală și apar alte apocalipse. Deci, apocalipsele nu țin doar în zona antichității. Se continuă acest gen literar și nevumediu, veți întâlni apocalipse semnate de evrei, nici nu merită să le dau numele, care vor prezenta o apocalipsă în felul următor, adică ei vor urmări mereu succesiunea de imperii, succesiunea politică, interpretând-o strict în cheie iudaică. Adică de aceea a căzut acel imperiu, fiindcă n-a dat destul importanță evreilor, sau de aceea evrei i-au biruit pe respectivii, pentru că ei sunt oamenii cu stea în frunte. Deci, vedeți mereu acest derapaj numit etnofiletism, adică iubirea excesivă față de propriul neam, un, un, un naționalism excesiv care nu face bine. Deci, apoi sunt angelologii duplicitare. Angelologia este învățarea despre îngeri. Adică, sunt prezentați niște îngeri care au ca scop doar să ispitească pe oameni ca să încalce tora. E foarte ciudat, dar nu sunt demoni, suntem înge. dacă ar fi fost demoni, demon, înțelege că demonii au uh, această fișă apostului, nu? De a-i ispiti pe oameni ca să cadă. Apoi se vorbește nu numai în nou, deci în toată această apocalipsă, apocaliptică pseudo despre o știință ocultă, știți, uh, o gnoză. Gnoza, nu cunoașterea, da? mântuirea prin cunoaștere, cam ceea ce propunea mai târziu gnosticism. Deci o știință ocultă favorizată prin gnoză. O cunoaștere care nu este accesibilă tuturor, ci doar cercurilor inițiate, cele cercuri ezoterice, iarăși nu are de-a face cu mesajul creștin. În creștinism, mântuirea sau cunoașterea este universală, este destinată tuturor. Cu toții suntem chemați să cunoaștem pe Dumnezeu. Apoi sunt descrise câteva călătorii astrale și viziuni fanteziste, speculative despre lumea de dincolo. În Biblie veți vedea foarte puține lucruri descrise despre ceea ce va fi dincolo. Așa hotărât Dumnezeu să rămână un mister, să ne bucurăm de ceea ce vom vedea acolo. Dacă am știe dinainte, ce ne-ar mai surprinde mai atât? Sfântul Pavel este răpit în lumea de dincolo, vedeți în 2 Corinteni capitolul 12 și atâta știe să zică. Am văzut și am auzit lucruri pe care nu vi le pot traduce în limbajul omenesc. Nu am cuvinte să vă descriu ceea ce am văzut și am întâlnit acolo. Dar ăștia, alți, Enoch, Baruch, Ezra toți ceilalți, care evident nu sunt ei autorii, ci se camuflează sub aceste nume pentru că erau de rezonanță în epocă, ei erau niște scriitori de ordine secundar, da, niște periferici. ăștia își permit să vină cu tot felul de perspective fanteziste despre cum este lumea de dincolo. Da? Structurile ale iadului, ale. Raiului Nu știu dacă nu cumva și Infernul lui Dante Nu este inspirat din aceste apocalipse da? Cu toate acele Spații Sau mă rog, intervale În funcție de păcătoșenia Omului, știți Dante și infernul no, și, acolo, și a mai fi Dualismul Problema asta cu spirit și materie Care este contrară relației. relație Învățătura platonică sau neopitagoreică, spun unii, că de acolo s-ar inspira și Platon, cu spiritul fiind captiv într-o materie coruptă. Deci spiritul sau sufletul trebuie să-i libereze de materie. Ei, în creștinism nu e așa. Mântuirea este a trupului cu sufletul împreună. Deci dacă veți citi 1 Corinteni, capitolul 15, veți vedea că se seamănă trup firesc, în vie trup duhovnicesc. Zice clar sunt Apostol Pavel și asta este, de fapt, revelația creștină. Și trupul participă cu sufletul la îndumnezeire. Este vorba despre un alt trup, cu alte coordonate, cu alte proprietăți, mă rog, cu atomi în ți am putea spune. Am încercat așa să întâmpin o posibilă întrebare. Și-a făcut cineva curaj? S-a scris? Da, avem câteva întrebări. Uh... Domnul Iancu, ne, vă roagă să ne recomandați câteva cărți care să ne ajute cu înțelegerea corectă a Cărții Apocalipsei. Deci este aceasta, da? care îți explică, este după structura comentariilor biblice, verset cu verset, capitol cu capitol. Deci nu este tematic. Eu v-am făcut o prezentare tematică, da? Am surprins anumite teme, așa, ca într-un puzzle. În schimb, aceea a din capitolul 1 până în 22, sper să nu zic vreo prostie câte capitole are Apocalipsa, 22 are, nu? 20 și Da, hai că am nimerit-o de data. Părinte, doamne ajută, hai că până la da, da, Alex, 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 să Alex, și vorbesc, că nu, Poate, prea pot vorbi, da, nu, nu prea pot vorbi de aceea, am ales să scriu. Spuneți-mi, da. vă rog, și autorul și titlul, că n-am reținut la cartea respectivă. Deci, este profesorul de biblice ortodox din Grecia. Ioannis, Ioannis, da, 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 Skia Daresis. Dacă cred că îl scriu, scriem aici, uite pe Ioannis. L-am scris eu mai sus, depinde când ați intrat, poate că nu se mai vede, dar este. Am văzut eu acum repede. Deci Ioannis, Skia Dacă intri pe editura toxologia și scrii numele ăsta, îți apare cartea. Apocalipsa Sfântului Ioan, teologul este. A, gata, gata, am văzut, am găsit. Da, da, După da, părerea da, da. mea, cea mai uh, ok Dar uh, și este un comentariu în trei volume. Tot de, to Sava, tot okay. de Sava Aguridis. Aguridis, da, și Aguridis, da, tot la greș Și Tom Wright, Tom Wright, mi se pare că scrie așa mai, mai simplist, nu? Nu l-am citit, nu știu. Nu păi e un că. autor din Nou Testament, un profesor din Nou Testament. Apocalipsa. Andy Wright. Tom, Tom. A, nu, nu știu. A fost și la Cluj, acum vreo 50 ani, ceva de genul ăsta. A făcut o conferință. No, în fine, nu e un autor foarte... Adică scrie așa cam simplist, cam pentru toată lumea. Nu Asta e serioasă, ce vă Așa se și numește, Apocalipsa pentru toți. A, da. Bine. Ok, de Savaguridis, e ok și el. Da, pe Aguridis e comentariul Apocalipsa. Aguridis e foarte bun pe zona de biblice, este profesor în... Ok. Căutam acum o carte, știu că o am în, în, în bibliotecă. Nu mai o secundă, revin într-o 10 secunde. Okay. Mai sus am scris și alte titluri pe care ni le-a recomandat părintele, dacă vreți să vă uitați. Da, mă văd acum. Era vitis. Um, Efsevios vitis. A, da, le știu, le știu. că la Apocalipsă, trei volume, tot așa. Trei capit. volume, dar nu le-am găsit nici nicăieri, din păcate, de cumpărat. Le-am le, le de editura. mult timp alea. Editura e, e, e uh, Nu, nu le-am găsit și le caut de mult acelea trei. Mă, dacă la anticariate, nu mai știu cine am luat eu. Probabil la anticariate. Da, de acelea știu de care ziceți, da. Da, cam astea ar fi. Bine, sunt astea alte savante, a lui Bale. Haideți că încerc să-l urc aici dacă mă lasă, dacă nu ocupă prea mult. Stați mă să văd. Deci este un comentariu de ăsta, scolastic așa, adică, cum să zic scolastic? După structura comentariilor savante, academice. Da, da, da. Apocalipsa. Bale, parcă îl cheamă. Să văd dacă mă lasă să urc aici pe... Nu m-au Deci, în teologie. <coughs> Comentarii biblice. Este colecția aia renumită de uh, International Commentary on New Testament. Adică, merge pe fil comentariul filologic. Se explică cuvânt cu cuvânt și face și filologie și teologie. A, e genială, da. Dar nu, un pic trebuie să o găsesc. Uite, Bale, The Book of Revelation. Să văd, mă lasă? o, să... Uite că mă lasă, bun. Uite, acum o poți downloada de pe Ok. 7 mega să încarcă acum. Deci este un comentariu savant, academic, filologic, exegetic, te introduce în epocă, îți face context, mă rog, așa cum se abordează un comentariu biblic în lumea academică. Uite, mie mi-apare că s-a încăr încărcat. Da, da, acum îl descarc. Mulțumesc tare mult. Cu mare drag? În engleză să știți că o să găsiți foarte multe comentarii pe Biblie. În limba română, în schimb, suntem destul de deficitari la acest capitol. Sperăm să ne revenim într-o zi. Da. Dacă mai sunt și alte între... Uh. Am mai pus o dată da, da, acum, da. Au intrat mai târziu și cred că... Stați să mai verific. Cred că mai avem întrebări. Dar aș vrea să fac o scurtă observație, care oricum rămâne și înregistrată, pentru cei care ne vor urmări în reluare. Să fiți atenți la cartea aia, odată a lui Enoch. Dacă n-ați citit-o și nu aveți, nu vă faceți probleme, că nu pierdeți nimic dacă nu o citiți. Dar asta la altă, Robert Charles, ăsta cu doctrina vieții de apoi, merită să o citești, dar cu foarte mult spirit critic. Eu am găsit foarte multe probleme în această carte și... Mă rog, legate de antropologie, cu sufletul, cu nefeș, nefraic, că nu îl înțelege cum trebuie. A bine, sunt detalii așa de finețuri teologice. Dar mi se pare că amestecă puțin lucrurile, pentru că, vedeți, el abordează sfârșitul lumii în Israel, în iudaism, mă rog, în creștinism. Face așa un amestec, adică mi s-a părut un pic că nu e chiar potrivit mesajului mm. revelat mă rog, Da, deci cu multă prudență această carte, Doctrina Vieții de Apoi. Asta e cea mai bună. Încă o dată vă mai arăt. De la Doxologia Ioanis, Schiada Resis, Apocalipsa Sfântului Ioan, teologul. Bun, și mai sunt acele comentarii. Haideți să le prezentăm și pe ele. De ce nu? Uite, numai două secunde, da, dacă mai aveți răbdare. Între timp, dacă mai aveți întrebări, puteți să le scrieți sau să le adresați. Este din uh, colecția aceea, cărțile astea albe, a lui uh, Comentariu Biblic, nivel C. Adică așa, mai pe înțelesul tuturor, nu-s de astea comentarii academice. Fritz Grunzweig, Revelația lui Ioan. Iarăși tot așa, comentariu, capitol, capitol, verset cu verset. Și este ușor de urmărit și de înțeles că nu e foarte complicat. Nu face filologie, nu arheologie, nu contextualizează, ca și cartea asta în engleză pe care v-am urcat-o aici la chat. Deci da, de ce nu? Să știți că această, această colecție cuprinde tot Noul testament. Deci fiecare carte este comentată. Matei, Marcu, Luca, pentru care și -a... Matei, Marcu, știi că Gerhard Mayer comentează Evanghelile. Este o ediție care se găsesc. Pe, în la editurile neoprotestante, la Logos, la, la cum zice la cealaltă, Majustu Estera. Poftim? Script. Scriptum. Script. Probabil că și Scriptum, da. Dar în orice caz nu mai știu Dar este o colecție renumită asta, de comentarii pentru toți. Deci un nivel mai accesibil, aș zice așa, din perspectivă științifică. Da, ce să zic, dacă nu mai are nimeni uh, întrebări, zic că să ne oprim aici, că... Da, o, voi opri și eu înregistrarea. Da.